Supermarketul de pe strada Republicii numărul 17 din țănicola Mare a inițiat o campanie inedită de colectare a uleiului folosit, deoarece firma de salubritate locală nu deține acreditarea necesară pentru această activitate Locuitorii din zonă sunt încurajați să ducă uleiul alimentar uzat la supermarket pentru a beneficia de un schimb avantajos. Organizată conform prevederilor legale în vigoare și sub supravegherea strictă a Departamentului de Relații cu Clienții, campania permite fiecărui participant să aducă maxim 4 litri de ulei uzat pe zi. În schimbul fiecăror 4 litri de ulei uzat, participantul primește gratuit un litru de ulei de floarea soarelui nou, marcă proprie a supermarketului. Procesul de schimb implică completarea unui proces verbal în prezența unui reprezentant al supermarketului, unde sunt consemnate detaliile tranzacției, cantitatea de ulei uzat predată și cantitatea de ulei nou primită. Toate uleiurile alimentare uzate, indiferent de natura lor, cum ar fi uleiul de floarea soarelui și uleiul de măsline, sunt acceptate în cadrul campaniei. Supermarketul, în calitate de organizator al campaniei, respectă integral legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Participanții la campanie sunt informați în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor lor personale și au dreptul de a solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora conform regulamentului aplicabil.